Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Focus. Astăzi vom aborda un subiect sensibil, dar foarte important. Conflictele și impactul lor asupra vieților noastre. Alături de noi avem pe domnia sa Zinaida un specialist în comunicare și relații. Vom descoperi cum certurile ne afectează relațiile sănătatea emoțională și cum putem gestiona mai bine aceste situații tensionate pentru a avea relații mai sănătoase și o viață mai echilibrată. Rămâneți cu noi pentru o discuție plină de soluții practice și sfaturi utile. Spunem bine ați venit, domniei voastre, în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Mulțumim mult că ați găsit timp să fiți alături de noi. Și sigur că, de obicei, am fi dorit să demarăm discuția noastră cu niște definiții. Iată, în calitatea domniei voastre ca expert, cum ați defini conflictul? Care sunt motivele principale pentru care apar certurile în relațiile interpersonale? E bine punctat, relațiile sunt foarte importante în genere în viața cotidiană și foarte multe marchează atunci când relațiile nu merg. Un lucru care trebuie să-l știm, că conflictele. Nu tot timpul sunt o chestie cu conotație negativă. Deci, atunci când vorbim despre un conflict, asta pur și simplu noi putem să spunem că este diferență în viziuni, în concepte, în așteptări, poate, și atunci când se întâlnesc doi oameni și ei cu siguranță sunt diferiți, conflictele sunt inevitabile. Un lucru care nu toată lumea îl realizează. Deci, atunci când vorbim despre o relație sănătoasă, nu există relații sănătoase în afara conflictelor, să nu fie conflicte de rog. Deci atunci când cineva îmi spune că noi avem o relație ca pâinea caldă și niciodată nu ne incertăm, deci asta pe mine mă pune în gardă și îmi dă un semn de întrebare, oare cine trișează în relația dată? Pentru că nu există așa ceva. Noi suntem oameni diferiți, avem viziuni diferite, idei diferite, educații diferite, context în care am crescut diferit, studii diferite, deci noi nu, nici că acum nu putem să avem aceeași viziune asupra anumitor lucruri. Pur și simplu, ideea e importantă aici că oamenii se ceartă diferit. Sunt oameni care uh, au uh, o discuție din asta contradictorie pur și simplu și te părea că ei se iubesc și se spun lucruri de dragoste unul la altul, dar alții se ceartă astfel că se aude tocmai dita mai la eloveni și asta devine cumva foarte, foarte tensionat, au de suferit cei din jur și lucrurile merg nu chiar ok, până la conflicte din astea care se vă ochiul eu cât de urâte. Deci după dumneavoastră, e... Relațiile sunt existențiale. Există oameni, există relații. Există relații, există conflicte. Absolut corect, absolut corect. <laughs> și cum să... Evident că lucrurile pe care le-ați menționat uh, sunt conflicte, știu, corecte, nu știu, știu cum să zic. Au loc conflictele, e în normă și, de fapt, atunci când vorbim despre conflicte, ar trebui să facem diferență, pentru că vrei, nu vrei, dar le numim în popor diferit. Uh, nu doar, uh, da, academic le, vorbi, le spunem conflicte, iar oamenii le mai spun, eu știu, uh, certuri, poziții, uh, expunerea, eu știu, uh, opinii uh, și la un moment dat lucrul acesta sigur că poate să treacă în, uh, știu, în alte dimensiuni, știi, sau să aibă și ea un uh, o demarare a ne implică nu numai două persoane, ci mai multe persoane și nu doar la pur și simplu schimb de idei, dar și implică emoțiile și, și sigur că psihicul și efectul și fizicul. Și aici e sigur că întrebarea. De ce credeți că aceste conflicte, le numesc conflicte, au un impact puternic asupra stării noastre, nu doar emoționale, ci și psihice. Și de ce nu chiar și fizice? El influențează și cel mai interesant că el influențează în măsura în care omul nu este, să zicem, rezistent la ceea ce se întâmplă în jurul lui. Deci, oricare relație pornește de la un individ care are niște setări lui proprii. Da? Dacă noi să luăm perspectiva asta, cum se creează o relație, cum se ajunge, unde se ajunge. Deci e vorba despre ce e că el trebuie să fie sigur pe el, să se cunoască, să-și cunoască um, părțile bune și părțile care urmează a fi lucrate la ele. Um, trebuie să știe care-s valorile lui personale, adică cumva să-și dea întrebări cine el este și în măsura în care el vrea să aibă o viață cât de cât echilibrată și liniștită, atunci când își alege anturajul, deci una că el trebuie să și cunoască super bine pe el, dar alta să știe cam ce fel de relație își dorește, cu cine își dorește relațiile astea, în ce perspectivă, de durată sau nu, pentru ce el creează relațiile astea, adică cumva e vorba despre o conștientizare. Atunci când o persoană își alege anturajul doar din perspectiva că să nu fie singur, să poate să poată și doar niște întrebări sau pentru că sunt blamați, pentru că sunt singur mai ales fetele, de exemplu, de ce nu se mărit și de ce nu, cât de acum ați o trecut timpul sau nu contează și băieții fix așa. Deci atunci vorbim despre niște relații șablonate care sunt create în baza la niște standarde care poate nimănui nimeni nu are nevoie de ele. Și asta în perspectivă și generează foarte mult conflictele, pentru că oamenii nu știu ce vor, nu știu ce vor de la relații, nu știu ce vor de la viața lor și atunci ulterior ei proiectează toate problemele care le au pe partenerul cu care ei încep să relaționeze. Și un om care nu-i fericit așteaptă ca să îi vină perechea și să-l fericească, un om care nu știe să rezolve întrebările chiar de ordin financiar așteaptă ca să-și întâlnească un partener care să-i aranjeze liniștea asta financiară și tot așa mai departe. Deci, și atunci e și evident că omul, intrând în astfel de relații, el începe să treșeze sau să mimeze anumite chestii ca să fie pe plac, ca să fie ales, ca să fie în relații și tot așa mai departe. Deci asta e vorba despre ce, că persoana aceea, la momentul de față, nu este cine el este și lucrurile astea în perspectivă, în viitor, o să descopere cu siguranță. Deci el oricum o să dea arama pe față și o să arate cine el este într-un moment oricare. Sau, din contra, omul uh, poate să aleagă traseul că să nu mai spună nimic și de acum ce e că el s-a pentru familie, pentru membrii familiei și tot așa mai departe, uh, e super nefericit și uh, toți pe împrejur să se de ce el nu este fericit. Da? Deci De ce am pornit atât de la esența asta? Pentru că foarte des oamenii nu realizează că una trebuie să poți să te cunoști pe tine și alta să poți să alegi anturajul în dependență de necesitățile tale și atunci conflictele astea ele se diminuează ține de anumite aranjamente care noi trebuie să le facem în raport cu o altă persoană ca atunci când noi relaționăm să -mi fie și mie bine și ție bine deci încă este atașat un moment interesant că viziuni diferite sunt oameni care sunt gata să dea totul doar să fie Bine, sunt alții care se gândesc la poponețul lor propriu și se, doar lor să le fie bine. Deci asta sunt extreme în care se dezvoltă niște relații și una și alta nu este o variantă potrivită. Acum, atunci când vorbim despre că mie să-mi fie bine și eu să fiu aranjat și nu contează care sunt calculele din subconștient care mă dictează să iau parte sau altă. De deci, ce și evident persoana poate să devină toxică dacă e destul de insistent. Și atunci când noi vorbim despre conflicte de simplu, noi nu putem să spunem că ele sunt destructive. Pentru că, de exemplu, să zicem, noi suntem într-o relație și mie îmi place liniștea, dumneavoastră îți place gălăgiea, da? Și în momentul ăsta noi trebuie să ajungem la un numitor comun în care noi să găsim ceva de mijloc sau uh, să -mi dăm mie posibilitate eu să fiu în liniște și Dumitale să fie în gălăgie sau în muzică sau cum acolo. Dar și noi găsim o soluție și în momentul în care noi începem să ne certăm, deci asta nu este destructiv. Nu este destructiv nici pentru Dumitale, nici pentru mine, pentru că noi în momentul ăsta setăm niște limite, da? setăm niște aranjamente, niște reguli în care noi conlucrăm sau conviețuim și tot așa mai departe. Atunci când eu, trăsându-mi limite, încep să vă ating la momente sensibile, să încep să vă manipulez, să vă șantajez cu anumite lucruri, da? să încep să îmblu la setările dumneavoastră, adică chiar putem să vorbim și despre anumite tehnici, așa să zicem, că nu o să le numim, că dacă intrăm în asta o să vorbim foarte mult, da? în care cu încredere în forțele proprii, la ce cine sunteți, la valorile care le aveți, da? la sedările astea. Deci asta devine toxic. Și în momentul ăsta, când omul se pierde pe el însuși, pardon, <coughs> Deci aici vine destrucția, aici vine frustrarea, aici vine starea de anxietate, de frică, de depresie, dacă vreți, și tot așa mai departe. Deci, și atunci când noi putem să facem diferența dintre conflictele astea, care ele sunt conflicte constructive, da? Pentru că noi trebuie să setăm anumite reguli ca să funcționăm împreună și altele, când cineva și-a pe el și aș urmește doar interesele lui proprii și... Um, Poate și stabilește autoritatea, astfel, sau controlul ăsta exagerat, sau nu contează. Deci aici noi vorbim despre conflicte destructive și este noi trebuie să lucrăm. Cu toate că dacă vorbim despre logică sau cât e de logic să setezi anumite lucruri sau să insiști la anumite lucruri, atunci când logica este depășită, ceva nu este logic, asta tot poate să fie destructiv. De exemplu, aceeași liniște da, și gălăgie, noi începem să începem încercăm cumva să negociem, da? Că să-ți fie și ție bine și mie bine și să ai o acces la muzică și eu să am acces la, la liniște. Deci atunci când eu încep pentru a trasa asta, folosi chestii care nu sunt logice, de exemplu, dar tu tot timpul nu mă auzi sau să facem generalizări sau nu contează, deci asta tot este destructiv. Deci noi putem să trasăm chestii super simple aplicând chestii nelogice sau exagerate pentru un moment sau folosind anturajul pentru ca să schimb poziția sau să începe șantaj sau manipulare, deci asta tot timpul este destructiv. Și atunci, trasând asta, deci noi încercăm totuși până la urmă, este o regulă. Tu ai dreptul la viața ta personală, ai dreptul la viziunile tale, ai dreptul la ideile care le ai, ai dreptul la uh, scopurile care ți le setezi sau ce cum tu crezi că e varianta ideală a unei lumi și tot așa mai departe eu fix același drept la am, în momentul în care noi ne respectăm și nu ne atingem la setări, atunci și putem să discutăm, chiar și dacă asta poate să fie cu o tonalitate mai tăioasă, cu apăsat, poate, nu știu cum, când nu se aude, că când... noi atunci când nu ne auzim începem să strigăm dacă ceva. Da? <coughs> e în limite atunci când se trece la personal și se trece măsura asta. Deci ce? Nu e în limite și nu e ok și asta tot timpul e vorba despre o relație toxică. Ați menționat despre faptul că sunt anumite, știu, setări individuale a personalităților. A, și în aparența sau când apare un conflict, a, depinde de reziliența individului a, sau a indivizilor. Uh, datorită, eu știu, uh, cât uh, o filozofie, mă rog, pe care o poartă, pe care o împărtășește, că cineva poate doar să cedeze, pentru că înțelege că în relații trebuie mereu să cedezi, altcineva, așa cum ați menționat, este un fel de hărpăreț care ia numai și nu nu cedează nimic uh, și în cazul acesta, sigur că mereu vor fi uh, eu știu, conflicte apare, că, care apară conflicte, că evident că uh, Orice individ este, este un univers. Absolut corect. Cu paradigmele sale și alte date paradigmele se lovesc asupra orice filozofia pe care o are, ce gândește, cum, deci acest old view, cum îl vede lumea, cum vede, cum îl vede viața, de fapt, cum există toate lucrurile. Sunt chestii chiar și mai banale, cum vezi o culoare, cum vezi un miros, cum vezi un gust și aici tot poate să fie divergență și nu neapărat, de exemplu, pentru mine poate să fie aici cald, pentru ta poate să fie răcoare. Deci aici tot chestii de percepție, tot ne face diferit și asta tot poate genereze conflicte. Și acum, evident, am vorbit despre faptul că diferența de percepție, folosind cuvintele noastre, creează anumite, eu știu, oportunități, păreri, poziții, care, la un moment dat, dacă nu sunt, eu știu, auzite, pornesc în, sau satisfăcute, pornește într-o coleziune de idei, pentru că nu se satisface imediat, eu știu, dorința sau opțiunea. Și apare conflictul. E în normă lucrul acesta, pentru că întâlnindu-se două corpuri, ciocnindu-se vrei nu vrei, apar la un moment dat dependență de forța care o au ei în vectorială, cu siguranță că au ori scântei, ori mai grav. Și calamități tot și războaie tot. Exact. Și uh, acum uh, ați vorbit despre norme, da? Există într-o știu, într-un spațiu normal, într-un domeniu normal. Cum să facă diferență? De exemplu, cei care ne privesc sau ne ascultă, să identifice, domnule, uite, asta este fiziologic, e normă. e patologic. Cum să înțeleg eu că sunt în domeniu sau am intrat în iarea patologiei? Pentru că cineva poate să zică sau să interpreteze patologic ceea ce este în normă. Și la orice conflict sau neînțelegere exbucnește ca un vulcan. Alcineva e deprins că domnule, mereu, 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 dar de fapt e patologie și nu înțelege că e nevoie de soluție, e nevoie de tratament, e nevoie de soluționare. Cum se identifice, cum să înțeleagă? Uite, eu sunt în relații sau conflictele, sau cei, ce, și domeniul de conflicte, sunt patologice sau, folosesc și eu acum termeni medicali, sau e fiziologic, e în normă. Bine, haideți să luăm, să începem de la o clasificare a normelor oarecare, da? Deci fiecare om are niște nevoi care trebuie acoperite. Deci noi vorbim despre sănătate, vorbim despre hrană, vorbim despre adăpost, vorbim despre îmbrăcăminte. vorbim, mafou. Da, noi vorbim acum de chestii materiale, da, care noi trebuie să ne le satisfacem. Plus, după ce omul nu-i flămân, nu-i frig, are adăpost, copiii sunt în siguranță, el este în siguranță, ajungem la alte nevoi, să zicem, nevoi de apartenență, nevoi de dragoste, de apreciere, de realizare profesională și nu contează care realizare da, și tot așa mai departe. Adică ele sunt destul de complexe, independență de specialistul care s-a uitat la nevoile astea, le descris diferit, deci nu ne băgăm acolo. E, ideea în ce că fiecare om tinde să-și acopere nevoile date și atunci când vorbim de exemplu că eu sunt într-o căsnicie și nu mă simt acolo în siguranță, de exemplu pot să fiu dat afară sau pot să, să zicem nu, să nu fiu asigurată când sunt însărcinată sau când țin de copiii mei sau de exemplu dacă sunt un bărbat și acum la moment sunt bolnav și nu pot să-mi asigur existența trebuie cineva să mă întrețin. Adică sunt niște chestii care, chiar și dacă noi o să ne uităm în codul familiei, dacă să zicem să ne uităm, deci acolo sunt anumite aspecte care ele sunt dictate de lege. De ce există lege? Pentru că este un imperativ pentru fiecare om că acestea sunt normele. Da? Uh, regulile nu tot timpul sunt scrise, dar Legile tot timpul sunt scrise și atunci când eu încerc să mă clarific, este o normă ceva sau nu este o normă ceva, cel mai bine să să accesez normele da, care sunt. Orică ar fi legea Republicii Moldova, orică ar fi convențiile astea internaționale da, pe drepturile omului sau ce acolo și acolo scrie da, că eu am dreptul la opinie sau eu am dreptul la uh, siguranță financiară sau eu uh, pentru că sunt femeie și întrețin copii am dreptul la... <coughs> Pardon. Și atunci, uh, pentru mine, iată, uh, de ce spun de cadrul ăsta legal? pentru că el este o bază de unde pornesc regulamentele. Pentru că regulamentele sau regulile apar în urma legilor. Adică legea este cumva mai generalizată atunci când vorbim despre regulamente de reguli, este ceva mai specific. Da? Și dacă, de exemplu, convenția ține de foarte mari generalizări. Atunci când vorbim despre legile de Republicii Moldova, ele sunt mai focusate pe teritoriu și atunci când vorbim de alte, ele încă sunt mai focusate. Și atunci când ajungem la regulile noastre interne, de exemplu, în familie sau în relație, ele încă sunt mai specifice, dar țin cont de toate cele ce am spus până la. Da? De deci, ce vorbim despre asta? Iată, am să vă dau un exemplu foarte elogvent, care anume anume principiul ăsta, mi-a dat posibilitatea să rezolv sau să văd ce este o normă. Deci e vorba despre o doamnă care avea proprietăți imobiliare și avea unică fică. Deci, și evident, ea a făcut donații, a scris casele, apartamentele ce a avut ea pe fica ei și fica ei a murit. Deci, au rămas doi copii. Și în momentul în care deci fica ea decedată și evident ca moștenire mergea să, să fie moștenitor soțul. Deci cu anumite aspecte nu ne băgăm în cadrul legal, dar ideea era într-aceea că ea nu era de acord pentru că relația lor era una proastă, el a încercat să manipuleze, știa că toate averile astea care rămân, deci nu se beneficieze copiii. Și în momentul ăsta el, ea era la o dilemă. Să meargă pe varianta legală să demonstreze că, de fapt, toate verile sunt ale ei și ea vrea singură să le duneze copiilor sau totuși lasă așa cum este pentru că el e ginere, pentru că el totuși a fost cu soție și tot așa mai departe. Și atunci aici e vorba despre o dilemă din asta destul uh, șubredă, da? pentru că noi nu știm că uh, și într-un caz și în altul, deci fetele au desuferit. Deci uh, fetițele astea două. Da? Dar atunci când vorbim atât de luat o decizie emoțională, da, în bază de emoții, deci nu se să Și eu am spus, uite ce scrie legea. Ce ai tu drept? Cum ar trebui să fie lucrurile? Deci dacă moștenirea este cum? Dacă proprietatea a, reală ea aparține, dacă el a contribuit cumva în asta, dacă și în momentul ăsta să vezi ce um, ușurare a avut ea, pentru că de fapt asta i-a dat un temei legal că ea să rezolvi ce ce înăuntru ei ea credea că este corect, dar anume din anumite aspecte da, ce dictează societatea, ce e ok, ce nu e ok, că tu te gândești numai la chestii materiale, deci i-a dat posibilitatea ei să rezolve la mai rece niște chestii. Fix același lucru, dacă noi vorbim mai concret de relații și atunci când e vorba despre conflicte destul de majore, da? să zicem gelozia, da? că gelozia văleu-văleu vă câte conflicte generează da? și oamenii consideră că eu iubesc că omul ăsta cu care eu sunt în relație, este proprietatea mea, deci el nu mai trebuie să mai aibă viață personală și în momentul în care, de exemplu, eu încerc să țin control asupra relației, mă bag în telefon, verific tot timpul geanta, urmăresc omul pe unde este, nu-i dau posibilitatea să meargă la serviciu, de fiecare dată când să din casă mă, sunt deta mai certuri, că unii te duci, deci te-ai chitit, deci te-ai modrit, deci nu știu ce acolo, da? Și Asta e, e și evident că e exagerat, da? Tu poți să ai anumite frici pentru că gelozia, gelozie, asta e despre frică, că tu pierzi controlul, da? Tu ai dreptul la frici, dar deja cum se manifestă asta? Tu nu ai dreptul să te baci în telefon, tu nu ai dreptul să limitezi accesul la resurse financiare, tu nu ai dreptul să-l lizezi pe om să meargă la serviciu, tu nu ai dreptul să, să, să nu-i dai voie să vorbească cu prietenii cu rudele și tot așa mai departe. Deci asta sunt chestii care <coughs> pardon, uh, sunt scrise în lege și atunci iată, uh, e ok sau nu e ok sau unde e marginea asta, da? Deci ne dă posibilitatea ca noi să vedem unde este o normă sau unde nu este normă. Acum un alt aspect care tot trebuie să-l discutăm pentru că familiile una că indivizii sunt diferiți, dar și familiile sunt diferite. Și sunt persoane care uh, conflictele generează uh, endorfină, generează adrenalină și uh, sunt oameni care foarte mult trăiesc anume pe senzațiile acestea colorate, adică ei se ceartă, după asta uh, se împacă foarte colorat și atât ei trăiesc asta și uh, cel mai interesant că sunt persoane care agrează astfel de relații. Deci să zicem, latinice. Păi, și nu numai, dar asta dă o formă de viață, mă rog, că poate nu au jocuri în altă parte. Eu, de exemplu, nu le consider că ele sunt super constructive, dar până la urmă, ele au dreptul a fi pentru că sunt persoane diferite. Și atunci când, iată, de exemplu, pentru mine e ok și pentru dumneata e ok, noi suntem în relație, noi am convenit, am pus niște reguli, că uite, asta este ok. Deci, dintr-o parte. Poate să pară că asta nu e ok, dar pentru ei e ok atâta timp cât nu sunt încălcă anumite reguli, uh, uh, norme legale, să zicem așa, da? Și atât, uh, noi nu putem să vedem cu judecată și să spunem pentru cineva ce este ok și ce nu este ok, ce e normă, ce nu e normă. Dacă voi în relația voastră sunteți bine mersi cu ce că vă luați peste picior și destul de dur și faceți glume pe seama unul altuia, da, din asta așa, destul de colorate și sunteți bine mersi cu asta,

ia peste picior, dar celălalt nu e ok cu asta, da? De acum de aici intervine că asta nu este, nu este o normă, pentru că sunt chestii care nu sunt acceptabile și atunci măsura asta de normă sau de normă, cât de fericiți oamenii se simt în relație cu tărică. Cu toate că, iarăși, dacă noi vorbim despre ok, relația care o iau razna, pentru că real sunt oameni care noi nu putem să vorbim că ei sunt neapărat, nu putem să spunem că ei neapărat sunt psihic bolnavi sau cum, da? Pentru că sunt, vă leu ci ce am văzut eu că le consider ca norme, da? Deci, dacă cineva are de suferit și cineva din afară consideră că cineva suferă, deci el poate să, iarăși, se apeleze la lege ca să reglementeze anumite chestii, pentru că doi participanți într-o familie nu tot timpul realizează, este norma asta sau nu este norma. Dar până la urmă, deci, noi ne uităm la temperatura care este. Deci cum noi considerăm că o relație nu este una bună. Deci da, pentru că conflicte asta conflictele cumva determină relația este bună sau nu. Deci pe, pentru noi, noi din afară uitându ne la o relație, deci conflictele ne spun dacă uh, relația este ok sau nu este ok. Dar nu tot timpul e așa. Deci conflictele, ele pot, cum am spus, pot fi constructive, dar mai degrabă este cât de fericit se simt, se simt oamenii în familia cu tărică. Și atunci temperatura asta diferit, tu îl vezi, Omul uh, este focusat pe um, dezvoltare, el se mișcă, el se îmbunătățește. Deci foarte deset, uh, să zicem, eu încep să am o relație oricare și primul lucru care îl urmărește cineva din afară, deci omul ăsta progresează sau regresează. Da? E o chestie absolut evidentă, pentru că un om într-o relație care nu este funcțională, el nu are cum să progreseze, el stagnează sau el regresează. Deci asta e una. A doilea, renunță sau nu renunță la ceea ce credea el până la s-a schimbat radical într-o direcție care nu este firească pentru o celălalt, da? Se îmbolnăvește sau nu se îmbolnăvește printre altele, atât indicatorul cu ceva nu merge bine într-o relație sau în genere în urma unui conflict care este destructiv, deci cineva se îmbolnăvește neapărat, da? Oamenii suferă prin preajmă sau nu? Este tensiune sau nu este tensiune? Deci, iată, dacă noi vorbim de o relație, ei sunt împreună și, de exemplu, cineva merge în uh, uh, într-o deplasare de serviciu sau cum acolo și, oh, doamne, mai repite să ducă. Deci asta de acum noi vorbim despre o relație care nu este funcțională. Sau, a, ah, și bine că nu și mai bine să nu fie, sau, o, oh, doamne, trebuie să vină și de acum omul stă în stres, da? Și sunt toți indicatori care spun despre ce e că relația nu este funcțională. Acum, dacă noi vorbim despre o relație care nu este funcțională, nu tot timpul e despre ce că noi trebuie să rupem. Și imediat să spunem, papa, noi nu ne-am pupat bine, noi nu ne simțim bine, trebuie să vedem care e problema de fapt, da? Și atunci, iată cum noi uh, începem să conflictăm normal. Deci e despre aceea că eu vorbesc despre ceea ce simt eu și spun, uite, după părerea mea, ceva nu merge bine, n-ai vrea să vorbim despre asta, sau după, mie mi se pare, poate eu n-am înțeles ceva corect, uite, am nevoie de mai multe detalii în raport cu, da, dar îi despre nu e despre aceea că tu, cineva e rău și tu ești bun. Sau eu sunt rea și tu ești bun. Deci asta e despre aceea cu o relație când se generează ne și în genere începe să deruleze, deci e despre aceea că doi parteneri au practic responsabilitate egală în raportul unul cu altul și la ceea ce se întâmplă. Și atunci eu nu mă gândesc la ceea că cineva trebuie să fac ceva, dar mă gândesc ce ar trebui eu să fac să pot să îmbunătățesc relația dată sau ce am făcut eu incorrect că relația dată nu merge începem de la noi, începem să vedem dar poate eu acolo n-am avut dreptate, da poate acolo am exagerat, da poate acolo am insistat prea mult, da poate acolo n-am ținut de interesele omului, da poate uh, am avut o viziune greșită dar poate, da poate, da poate și numai după asta ne aninăm de partenerul celălalt după ce eu m-am clarificat cu mine și pot să spun, să recunosc, uite eu n-am fost corectă, dar este o situație optimă care nu se rezolvă și noi ajungem să discutăm problema în cauză deci atunci când încercăm să rezolvăm ceva, deci e important ca să nu luăm toate problemele deodată, dar să luăm o problemă concretă care să o rezolvăm acum la moment. Deci e aici o chestie care am să vă recomand, să nu lăsați în perspectivă să adune problemele multe, dar imediat cum a apărut o problemă, să spui despre frustrarea care ai avut-o la moment. De exemplu, ai fost în o specie și, să zicem, partenerul tău nu ți-a oferit atenție sau te-a ignorat sau a făcut o glumă nepotrivită sau a întârziat sau ce s-a întâmplat. Deci noi rezolvăm problema în cauză. Imediat cum. Deci e clar că noi nu rezolvăm în spațiu public, noi ne retragem, discutăm dacă asta ne consumă foarte mult. Înseamnă că imediat, dacă nu ne consumă foarte mult, înseamnă că o lăsăm când rămânem uh, ochi în ochi și rezolvăm problema. Pentru că atunci când problema se rezolvă în uh, spațiu public, asta tot timpul este ceva care nu e ok. Deci asta ține de educație până la urmă. Da? Deci acum... Noi am rezolvat problema asta și încercăm, deci noi am discutat, fiecare și-a spus frustrările, e important aici să fim sinceri, pentru că dacă nu o să fim sinceri, problema e și evident că nu o să se rezolve corect. Deci noi încercăm să fim sinceri, să spunem ce, ce ne deranjează și să încercăm să negociem ca lucrurile să meargă bine. Deci acum, în negociere, e foarte important ca noi să știm că compromisul nu tot timpul este ok. Și nu tot timpul oamenii înțeleg ce este uh, un compromis. Deci, de exemplu, uh, totul, o, o situație absolut reală. Deci mama cu feciorul. Deci mama vrea nuntă, feciorul nu vrea nuntă. Mama e bolnavă și e în vârstă. Ea are dreptul la mai multe chestii. Deci ea compromisul e că nuntă o să fie. <laughs> Dar de fapt nu e compromis, nu e ceva de mijloc, nu e despre aceea că și cumva viziunile ficiorului s-au luat în vedere. Da? Uh, uh, noi ne certăm și uh, cineva se enervează. Da? Și iată în momentul în care noi chipurile ajungem la un compromis, uh, nu mă enerva și eu n-am stric. Da, Dar nu e nu, nu despre compromis, e despre ceea că o persoană cedează, de fapt. Deci atunci când noi vorbim despre negociere, asta e despre ceea că noi găsim oportunități pentru, că fie, pentru ca fiecare persoană să se simte bine, mersi. Și acum, iată, atunci când noi găsim o soluție, oarecare, și evident că intervine o regulă, care de fiecare dată când mergem în o speție tu nu faci glume pe mine. Atunci când noi încercăm să rezolvăm o situație, noi ne referim doar la situație. Atunci când noi încercăm să ne trasăm anumite limite, le facem în privat. Sau care e regula care urmează? După ce am stabilit regula, e și evident că noi trebuie să fim insistenți ca regula asta să vină în viața reală. Da? Și atunci eu aduc aminte da? E și evident că prima vreme ea poate să nu funcționeze pentru că îți scapă, ai alte șabloane de interacțiune, ai niște obișnuințe diferite și asta nu ține de regulă asta, că ea este nouă. E și evident că eu aduc aminte, eu aduc aminte, eu mă responsabilizez, tu mi-aduci aminte mie și eu îți aduc aminte ție despre ceea ce noi ne-am înțeles. Deci dacă omul real ține la relația asta și el nu încearcă să folosească asta pentru a uh, date temei încă la Alte chestiuțe de manipulare, de deci ce o să țină cont de regulă. Deci, în mare parte, deci, iarăși, relația este funcțională sau nu, urmează ea să fie continuată sau nu, ei despre ce cât de bine se urmăresc regulile cele care noi le-am stabilit anterior. Pentru că fiecare regulă ține de, de ceea că relația noastră se îmbunătățește. Încă ceva am clarificat, înseamnă că nu trebuie să ne fie mai bine. Da? Dacă regulile astea nu se urmăresc, asta înseamnă că este poate încă un motiv ascuns sau cineva a trișat sau cineva n-a spus pe tavă tot sau sunt de mai multe aspecte care nu au fost discutate. Deci dacă regula, și pe o perioadă de timp ea nu funcționează, înseamnă că noi trebuie să o reluăm, să o vedem, să o rectificăm, că poate ea nu a fost una potrivită. Și atât dacă noi vorbim despre uh, conflictele astea, dacă ele îs în permanență, luăm o problemuță mică, vedem care e problema, găsim soluția și o implementăm. Iar nu funcționează, iar și revenim la discuții, vedem cine am uh, luat în vedere data trecută și iarăși o implementăm. Și dacă fiecare chestiuță care nou, nu ne place. Deci mie nu-mi place anumite chestii, ție nu-ți place anumite și noi le aducem în discuție. Noi de fapt nu o să ajungem la conflicte majore pentru că ele toate se, se discută în privat, în fiecare problemă aparte și noi nu avem temei de ce să răbufnim și să facem scandal. Dacă lucrul ăsta nu este, e și evident că se ajunge la un moment X în care cineva explodează. Explodatul ăsta e, sunt persoane care explodează diferit, dar iarăși, Mega important atunci când noi vedem că este o situație care o să răbufnească acum, nu cred că e cazul să amplificăm situația. Deci noi tot timpul trebuie să avem grijă de spiritul nostru emoțional și aici tot o regulă importantă atunci când noi încercăm să setăm anumite lucruri da, și intrăm într-un conflict oricare, să nu facem pe fond emoțional adică să fim cât de cât echilibrați și aici e mega important și din cauza asta totuși sunt foarte multe certuri că noi nu știm să ne gestionăm emoțiile, stările noastre, reacțiile, să le controlăm. Da? Sunt oameni care își nu își arată emoțiile deloc, adică trăiesc în, înăuntru lor, nimeni niciodată nu i vede emoțional și nu știu ce, ce la simte. Alții se manifestă foarte colorat și deranjant pentru că emoțiile prevalează și omul dă vina pe tot ce se întâmplă, anume pe emoțiile care le are el. Deci aici e important că noi nu discutăm atunci când suntem tulburați emoțional. Deci noi trebuie atunci când încercăm să rezolvăm o problemă, tot timpul trebuie să fim calm, echilibrați, bine mersi, mâncați, dormiți, pentru că asta tot foarte mult influ influențează cum o să derulez un conflict oricare. Deci, atât, printre altele, atunci când e vorba despre o discuție mai serioasă și nu contează că e vorba despre relații interpersonale sau eu merg să setez anumite limite, de exemplu, cu același, eu nu știu, fiscu sau, mă rog, trebuie să rezolv o problemă din asta, dieta mai mare, cu angajatorul sau cu angajatul și eu simt că eu am nevoie de resurse asta e mega important ca eu să am grijă, ca eu să fiu gata de discuția asta, adică să pot să mai. pentru că în momentul în care eu mă dezechilibrez, eu fac ceva în detrimentul meu. Deci tot timpul atunci când eu sunt dezechilibrat, deci ce e acum eu să gestionez situația asta o să fie nu atât de bine cum dacă aș fi calm. Și atunci aici e clar că noi nu putem să Uh, să ne luăm responsabilitate tot timpul uh, pentru partenerul care este mega emoțional și îl irită toate cele. Și atunci aici o altă chestie care este în perspectivă care noi trebuie să o dezvoltăm și fiecare om în parte trebuie să țină cont de ea, că nu trebuie să te superi de la orice observație care ți-o face cineva. Că nu trebuie să te superi la ceea că tu poți să nu placi. Adică e vorba și de reziliența asta emoțională, dar și rezistența psihologică. Pentru că situații sunt diferite. Eu, atunci când mie ceva nu îmi place, eu trebuie să pot să-ți spun ție că mie ceva nu-mi place, dar nu să-ți superi și să începi să intri în isterici de la ce că eu am spus că mie nu-mi place, de exemplu, uh, mirosul tău din gură, de exemplu. Sau mie nu-mi place că uh, tu ai lăsat acolo, nu știu unde. Da? Adică noi cumva trebuie și inteligența asta emoțională, să ne o rezolvăm și să lucrăm la ea ca să putem să ne ținem cumva în frâu atunci când e vorba despre uh, relații. Pentru că una, că eu pot, una, două, și să fac esterii și toate discuțiile se termină pentru că și cealaltă persoană își dă seama că în momentul în care asta este, în starea asta nu e nu discutat. Dar și asta poate fi folosit pentru a anihila care discuție constructiv în raport cu setarea anumitor reguli. Și atunci, aici, una, că dacă eu văd că omul ăsta este super emoțional și eu totuși vreau să trasez anumite limite și nu le pot și eu văd că omul ăsta tot timpul emoționează el pe mine niciodată, nu mă ascultă mă întrerupe și tot așa mai departe deci noi putem să trecem la o formă de comunicare mai primitivă cu toate că, ok, noi spunem că e mai primitivă, dar nu tot timpul este așa pentru că e destul de complex, noi putem să facem mesaje în scris și atunci e important Trecem la scris? Păi da, evident, auziți? la modul cel mai serios. Deci o scrisoare, dar de, de, aici de ce am spus că nu tot timpul e atât de simplu cum ar părea? Pentru că trebuie să știm să scrim scrisori. Deci, deci, de, 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 de. deci problema este că cei ce menționați, îmi place foarte mult ce spuneți și uh, probabil că dumneavoastră cunoașteți acest principiu. Ce am avut în vedere când am spus sau am scris cuvântul ăla și ce a înțeles ăla citind sau vă auzind cuvântul ăla, de fapt având în vedere ceea ce am prezentat eu sau ce am introdus Absolut eu. Corect. E o problemă extraordinară. E una că noi, e clar că noi nu ne auzim, deci ce ai avut un în vedere când ai zis ceva, da. asta e ok, sau corect am înțeles că tu și reformulezi Înțeleg sau eu cum, da? când Chiar și în, în, soluționarea conflictelor este nevoie de, eu știu, întrebări de control sau... Absolut corect, dacă ai înțeles foarte bine punctat și chiar vă mulțumesc pentru remarca asta, pentru că atunci când eu am manifest of da, și evident că o fac emoțional sau poate exagerat sau nu contează. Deci în momentul ăsta eu pot să mă anind de anumite chestii care nu sunt ok sau să o fac într-o formă destul de așa colorată care nu e ok, da? să vorbesc cu pretenții sau cum acolo. Și în momentul în care eu vin cu anumite concretizări, eu corect am înțeles că ești supărată pe concret asta sau asta, da? Și atunci dacă, de exemplu, eu pot să anticipez, să zicem dumneavoastră, ați venit la serviciu, da? Și sunteți cu o falcă în cu una în pământ și evident că acasă conflict o să fie pentru că sare în ochi și poate vasele nespălate și poate că este praf și poate că cineva s-a uitat strâm sau poate nu știu ce acolo. Adică noi rezistența la factorii externi e mai mică atunci când omul nu este în ok. Și atunci în momentul în care eu, de exemplu, vă văd și vă spun că sunteți obosit, nu-i așa, n-ați mâncat nu e așa? Și în momentul ăsta, imediat rezistența asta se mărește pentru că cineva v-a înțeles, cineva v-a auzit și asta e uh, absolut terapeutic. Deci asta poate real să, rezolvi rezolve niște ofuri. Deci eu în practic foarte des este asta când merg la un magazin și văd că văzătoare sau doamna care stă la filiat sau la repartizat, o văd că nu, nu e în toane Eu înțeleg că în momentul ăsta ea nu-și manifestă cel mai bu cea mai bună variantă a ei. Da? Și în momentul ăsta asta, deci eu elementar pot să observ, da? Eu înțeleg că oamenii ăștia stau 12 ore în picioare, fără pauză practic și lucrează asta, îi contactează cu toată lumea, deci și oamenii sunt diferiți și oamenii vă le ochi, eu cât de diferiți și de ochieți poate să da? Și în momentul ăsta când eu înțeleg viziunea și spun că eu nu știu cum dumneavoastră stați 12 ore și cum rezistați. În momentul ăsta omul se topește, pentru că eu l-am înțeles, -am înțeles în circunstanțe el este și în direcția mea el o să manifeste la maxim posibil potențialul lui propriu. Da? Deci asta tot e despre ceea că eu tot timpul mă complex să înțeleg omul ăsta, ce-a avut în vedere. Eu nu stau să să amplific starea pentru că eu încep să deduc anumite lucruri, da? dar eu ce fac? Verific. Eu întreb, de ce ai venit mai târziu? Eu înțeleg, sau de ce, de exemplu, ai întârziat? Sau cum? Sau corect am înțeles? Poate este un motiv care el real este, argumentează, da, întârziere sau argumentează chestia asta, dar sunt cazuri în care nu. Și atât până am amplificat stare, deci eu trebuie să verific. Fix același lucru, de exemplu, eu îmi telefonez copilul, eu nu răspunde la telefon. Da? O mamă care, pardon, e super isterică, deci în momentul ăsta ea de acum știe cum, ce s-a întâmplat cu copilul ei, că mașina l-a călcat, că ce s-a întâmplat, că nu știu ce acolo, deci toate, eu nu știu, posibilitățile, da, to -t -t toate ies la iveală. Dar în momentul ăsta eu trebuie să-mi spun stop, ok, asta e despre ceea că el mă ignoră sau nu vrea să vorbească cu mine sau noi suntem în conflict sau cum, asta e despre ceea că poate el nu auze telefonul, poate da? Și atunci, nu, eu nu proiectez pe el uh, fricile mele sau fobiile care le-am, da? Pur și simplu verific. De ce? Pentru că s-a descărcat telefonul sau și asta e temei. Eu nu pot să spun nimic, deci asta nu e despre aceea că eu am să uh, fac din asta dita mai conflict. Fix același lucru și cu, uh, deci eu vorbesc cu tine, nerespectuos, la moment ce s-a întâmplat și spun, mă doare burta surii, da? Și în momentul ăsta, ok, tu știi că omul ăsta stă cu mădrășoara acră, nu de atâta că nu vrea să te vadă, dar de atâta că îl doare burta. Și de atât, foarte multe chestii din asta de interpretare sunt. O altă Uh, alt, um, un alt aspect foarte important e despre ce e că în relații și atât este un, o idee super greșită în raport cu asta că uh, dacă tu mă iubești înseamnă că tu poți să deduci anumite lucruri, tu ar trebui să știi ce îmi place tu ar trebui să știi ce cadou eu vreau de ziua mea tu ar trebui să înțelegi și fără ca să spun anumite lucruri și atât lucrul ăsta este absolut greșit pentru că noi trebuie să verificăm și să întrebăm ce flori vrei de ziua ta ce cadou vrei de ziua ta, dar ce culoare ți îți place, dacă are mâncarea ta preferată, da? Deci nu încercăm să deducem și dacă vrem ceva să întâmple, deci verbalizăm asta, da? Eu vreau Nunta, sau eu vreau un, eu nu știu, o atmosferă romantică sau eu vreau să mergem periodic undeva sau vreau să-mi faci cadouri sau mie nu-mi plac cadourile sau mie nu-mi plac surprizele sau din contră mie îmi plac surprizele. Deci asta e despre aceea că eu mă asigur că dumneavoastră m-ați înțeles așa cum trebuie. Dar trebuie să înțelegeți că și în cultura sau în mediu, chiar și în spațiul românesc există, eu știu, anumite viziuni asupra, eu știu, înțelegerii ce-i place, ce nu place și Asta strategii. e o abordare da, stereotipizată, exact. dacă Și ceva. Mai este încă o chestie, trebuie să pregăm nu trebuie să priceapă. Deci aici, din deci start, vă spun că nu eu. trebuie să priceapă nimeni. Deci nimeni nu are obligațiune să te citească pe tine până în mânduva oaselor. Deci asta e despre ceea că uh, să intuiești, să asta, el poate să vină la pachet, dar nu e o obligațiune din partea partenerilor. Adică atunci când uh, eu vreau anumite lucruri, deci noi, noi verbalizăm tot, absolut. Deci uh, și atunci când noi ne înțelegem cât de cât, deci atunci e mult mai simplu. Dar dacă să revenim la ceea ce am spus eu da, deci trecem în scris da, Că e mega important să discutăm aspectul ăsta Deci atunci când scriem în scris Anumite lucruri deci Noi putem să aspirăm una Că persoana în cauză o să citească asta Măcar din curiozitate da? În momentul când el citește Deci el nu este întrerupt el nu mă întrerupe, da? El poate să citească ideea ceea până la capăt. Și să recitească. Să recitească, să o, conștientizeze, să o, poate să o rugume, să, să vadă, poate să vină cu mai multe sugestii. Adică în momentul în care noi scriem pretenția noastră pe foaie, deci atunci șansa că noi o să fim auziți este mult mai mare. Doar că e important aici iarăși, atunci când noi scriem, noi nu scriem că tu ești nu știu cum, tu nu faci nu știu ce, dar eu spun, spun despre ce, că, uite, mie nu-mi place când se întâmplă anumite lucruri și pentru mine asta e foarte important. Sau, adică vorbim și sunt chestii care eu spun cum nu este ok și de ce nu este ok și cum ar trebui să fie ok. Deci aici important e că nu numai să spunem despre lucrurile care nu sunt ok, dar să vorbim și despre ce cum ar trebui să fie ok. Mie mi-ar place, eu înțeleg, mie nu-mi place când nu întârzi și eu înțeleg că asta nu tot timpul îi, poate să fie argumentat sau cum și eu înțeleg că am anumit ea, e în raport cu asta. Dar hai să facem o înțelegere atunci când tu întârzi, da, tu ai să mă anunți și eu n-am să fiu frustrat în raport cu sau de exemplu, dacă tu ai să ai niște idei și eu înțeleg că ideile astea nu știu cum, hai de întâi lasă-mă să spun până la capăt ce am eu dispus și pe urmă să intervii completările mele. Sau, de exemplu, atunci când tu spui despre anumite lucruri cu care nu ești de acord, asta nu înseamnă că eu am viziuni e, greșite. Asta e despre ce că noi avem viziuni diferite și iarăși, noi nu atacăm persoana ce, dar noi ne expunem of, dar într-o formă e, m, e, care este adecvată la moment și atunci omul asta o să fie mult mai deschis în audă. Acum încă, iată, este așa un moment important, că noi tot timpul devalorizăm viziunile astea că am spus, da, devalorizăm viziunile care le are omul, deci amele sunt corecte ale, ale tale, tot timpul sunt greșite. Deci dacă noi se luăm așa și oamenii când se ceartă, ei de fapt ce fac? Ei spun că eu am dreptate, tu nu ai dreptate. În momentul în care noi intrăm în contradicție, dumitale, la rândul, o să spui că cine eu nu am dreptate, asta tu nu ai dreptate. da? Și intrăm în, co în contradicții. Deci atunci când eu vreau să rezolv anumite lucruri, deci eu pot să spun, uite, tu ești un om șmecher tu te descurci bine, uite, X, Y, Z, de fiecare dată când ai o soluție, eu știu că tot timpul ai un calcul oricare și tot timpul tot e argumentat, tu nu faci de foaie verde lopădă, dar eu vreau să știu care e calculul, poate într-adevăr eu n-am dreptate și eu sunt gata să-mi schimb părerea dacă tu mi-o oferi mie calculul la care, uh, care stă în bază la decizia ta. Și dacă noi o să abordăm iată chestia asta, dacă a, ați observat, eu nu v-am atacat uh, sistemul de analiză, eu am spus că el e ok, pur și simplu sunt anumite chestii care eu nu le cunosc ce v-a făcut să vă determinați. Da? Deci și dumneavoastră nu vă simțiți că nu sunteți corect, dumneavoastră simțiți că n-ați spus ceva sau poate n-ați vrut să spuneți sau cum acur. Și în contextul dat, deci discuția o să fie pe altă, pe altă undă. Deci nu e despre ce că eu vă atac, dar mă interesez despre calculul care îl aveți. Fix același lucru, de exemplu, copilul face anumite lucruri da? și, e evident că noi de obicei îl certăm și nu ne mai clarificăm ce a fost, ce a stat în bază la calcul. Da? De atât de ce tu ai sărit la bătaie la cineva? Da? Și eu știu că de exemplu, nu pur și simplu așa, că eu știu că tu n-ai să bătaie, pur și simplu, dar care e problema de faptul? Să spun că, uite, persoana aceea a spus despre tine că nu știu ce acolo. Și de acum când eu văd calcul, pentru mine fapta asta nu este atât de uh, categorică sau interpretarea de acum e diferită. Și atunci eu pot să, uh, interesându-mă de uh, sistemul ăsta de calcul, eu altfel o să abordez problema și omul se simte în siguranță, el se vede validat că eu mă interesez, eu nu-l consider handicap de facto. Deci, și în oricare situație, deci atunci când, nu, ok, este așa o vorbă că femeia deșteaptă știe când trebuie să fie prostă. Este așa o vorbă. Da? Tu, la modul cel mai eu nu tot timpul sunt de acord cu ea, da? dar este aici o, o idee din asta super profundă, pentru că atunci când eu mă poziționez că eu pot ceva să nu știu, că eu pot ceva să nu înțeleg, că eu pot să nu am dreptate, că eu pot să greșesc în anumite momente, deci asta îmi dă mie favoare, deci asta mă face pe mine șmecheră. Pentru că eu mă sigur, eu nu merg așa din val și încep să atac, dar eu din tăi mă opresc și încep. Să, 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 mă gândesc la ceea ce se întâmplă. Și atunci când uh, eu mă apropii uh, față de cineva și nu stau să uh, flutur cu inteligența mea sau cu cât de expertă eu sunt în toate posibile uh, laturi ale vieții, da, și în tot absolut sunt expertă, deci în momentul ăsta discuția o să fie posibilă atunci când eu mă pun ca superioritate, că eu sunt mai bun, că eu sunt mai șmecher, niciodată nimic nu merge bine. Asta e o chestie care, care pur și simplu trebuie să o înțelegem. Știți, timpul a zborat. De acord. Că, și putem să vorbim foarte mult. Știți, am multe, multe întrebări încă. Dar cred că nu putem să le, să le pun și nu putem să discutăm, dar atât de multe sunt și soluțiile pe care dumneavoastră le-ați prezentat. Și sigur că, evident, cele conflicte care nu sunt soluționate, ce perspectivă au în viitor? Și viitor trist, ajunge și la armă nucleară. Absolut, adevărat. <laughs> Dar, cu toate acestea, soluțiile prezentate de dumneavoastră sunt destul de utile. Pentru că sunt simple. E pragmatic. Eu sunt o persoană foarte pragmatică. Mie îmi trebuie ca să văd uh, concret. Și dacă vorbim abstract, e și evident, problema nu se rezolvă. Dacă ar fi așa. Dar sunt ființe, oameni care se au conduit, știți, emotive, se conduc de, emo de emoții, sunt intuitive. Unii sunt, eu știu, cefaleci, gândesc, raționalizează, dar cu toate acestea. Asta e problema lor. Nu, e problema noastră. Noi pur și simplu trebuie să, în momentul în care îi relaționăm, să ținem cont de materialul clientului și atât. Exact. Adică eu să nu am așteptări exagerate dacă eu văd omul celălalt că emoționează, deși eu trebuie să corelez ce e acum, eu relaționez cu persoana dată, ca situația să nu iasă sub control. Dar controlul cum trebuie să fie. Asta e important, ca noi să înțelegem. După cât înțeleg eu, fiecare ființă vrea să fie înțeleasă. Și nu poate fi înțeleasă pe deplin, pentru că nu putem să ne încălțăm încălțăminteile noastre. Nu N ai cum. Dar cu toate acestea, măcar cumva să înțelegi că uite, că doare sau că uh, e bine, că e rău. Uh, orice persoană vrea să fie înțeleasă. Și în momentul în care, probabil că primul lucru care soluționează conflictele este dacă ai înțeles. Și dacă este înțelegere, înțelegi că e nevoie sau ajunge la un întor comun și ajunge într-o zonă a soluționării. Aici aș vrea să fac o mică așa cumva concluzionare. Deci, de fapt, principiul principiu cel mai important în toată povestea asta este să nu faci ceva ce nu-ți place și să faci ție. Știi? <laughs> <Arigula> de aur. <laughs> da, dar, păi, e foarte banală, dar în asta este foarte mult filozofie. Deci, dacă ție nu-ți place că nu se -ți ține cont de tine, deci ține cont tu întâi. Dacă ție nu-ți place când la tine se strigă, nu striga tu întâi. Dacă vrei să fii înțeles, înțelegi și tu întâi și atunci lucrurile o să meargă bine. Mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi. Vă avem succes și poate cu alte ocazii să fiți împreună cu noi la emisiunea noastră. Da, cu dragul. mai bine. Cu siguranță că avem multe lucruri pe care putem să le învățăm unul de la altul. Să învățăm de la specialiști, să deschidem o carte. Și evident că vom vorbi despre și vom învăța cum să soluționăm, cum să ne înțelegem unul pe altul, că așa se rezolvă bănuiesc, așa se rezolvă conflictele. Și dacă ai de învățat de la cineva, învață de la cei din jurul tău și dacă nu ai, ridică ochii în sus și învață de la ceilalți care ne-au oferit nouă toată dragostea. Vă spun la revedere până data viitoare!